crucială, pentru că mâine instanța de judecată va decide dacă acordă cele 30 de zile de arest pe care le cer procurorii pentru domnul Stoianoglu. Apropo, domnul Ciurea, pentru că ați spus că sunteți avocatul... Și dacă de supraveghere la domnul ce va însemna? Eu sunt avocatul aici pentru... Da. Bun, aici, eu tot sunt de acord cu domnul Ioniță. Dumneavoastră aveți încredere în instanța de judecată? Nu, care nu am încredere. Și credeți că e capturată și deja și instanța? E, și nu, eu cred că și instanța va lua o decizie politică, așa cum a luat și Curtea Constituțională atunci când a decis cu privire la lege și multe alte decizii, alege anticipate. Dar eu nu știu care va fi această decizie. Dacă membrii PAS-ului, liderii PAS, vor fi suficient de convingători în discuțiile lor prin păpușoaie cu judecătorii și cu procurorii, atunci s-ar putea și eu mă rog domnului ca anume asta să fie decizia, domnul Stoianoglu să fie eliberat, pentru că nu este normal ca un om în așa condiție să se înfunde pușcăria. Domnul Ciurea, eu vreau să vă spun că PAS nu practică asemenea activități de discuții prin popșoaie sau prin vii, cum a făcut precedenta guvernare. Și apropo, domnul procuror general, ar fi fost cazul să examineze acea situație când omul a fost plimbat prin vii și când cu ochii vineți spune că la mine tot e bine și tot nu e super. Nu știu ce vorbiți. Da, eu cred că e cazul să vă amintiți despre acest caz. Gățcan, da. Și da. Dacă mâine îl dă la domiciliu sub supraveghere și va continua urmăria penală în felul ăsta, asta înseamnă că ce? Că am avut dreptate sau n-am avut dreptate? Sau el e vinovat sau nevinovat? Cercetarea în stare de libertate e tot o cercetare penală. Nu înseamnă absolut nimic pentru finalul deci, cazului. Pentru cei care susțin cauza la domnului Stoianoglu, este clar că este care un caz instrumentat. Este cauza lui, al lui Stoianoglu. Care... Noi vorbim despre faptul că puterea recurge la instrumente abuzive pentru a controla Procuratura Generală. Și acest lucru nu s-a început de ieri, de azi. Asta au început să o facă de mai mult timp, atunci când au mers pe cale legală. Și în sensul ăsta nimeni nu era împotrivă. PAS-ul controlează procuratura. Asta am vrut să întreb. Din păcate pentru ei încă nu. Păi okay. Și atunci cum spuneți că noi luăm deciziile în numele procuratorii? Dar ea e independentă. Ea e independentă. Până acum în Moldova am avut o procuratură. Acum dumneavoastră vreți să mă băgați într-o altă discuție despre care noi n-am purtat. N-am avut noi procuratorii independente. Eu vreau să mergem la o altă discuție. Dar oamenii nu trebuie să înfunde pușcăria din cauza asta. Una care nu este mai puțin importantă pentru oamenii de acasă. O procuratură a PAS-ului. Poți cerceta și acasă în stare de... Faptul că PAS vrea să preia procuratura, să o facă pe cale politică, nu să stea omul domn la pușcărie. Domnul Ioniță, dumneavoastră, dacă sunteți dintr-o țară civilizată, vă rog să faceți tot posibilul ca să meargă pe căi civilizate, nu pe asemenea metode ceaușiste. Sunt de acord ceaușiste. Să-l cerceteze în stare este de... metodă ceaușiste atunci când este reținut haideți un... să trecem exact, la așa spunea domnul Plahotniuc.